Vă salut! Astăzi vreau să termin acest cuțit. Lama a fost forjată de Andreas, un abonat care mi-a trimis această lamă. E forjată din cămașă de rulment. Mi-a trimis și acum Ricasso. Posibil. Nu mai rețin cum să numește materialul ăsta pentru presele. Am și însemnat ca să-l tai. Îl tai un pic mai mare decât ce am însemnat, apoi îl mai finisez. Normal, e un cuțit destul de valoros, însă nu mai rețin care. Mi-a zis că au făcut un. Au avut o eroare la ceva, de nu l-am mai putut pune în vânzare și fie îl păstra pentru el. Da, s-a decis să mi-l trimită mie. Nu știu dacă avea ceva videouri. La un moment dat, când am primit coletul ăsta, am făcut un video în care i-am mulțumit și v-am prezentat, pare mi se, în descrieri și link către canalul lui de YouTube. Avea pe vremea aceea vreo două videoclipuri cu ceva lame. Nu știu dacă și-a mai făcut. Dacă nu uit, încerc să vă pun link înspre canalul lui. Posibil că aici să fie greșeala, dar nu contează că pentru mine o să fie super, super bun. Și mulțumesc încă o dată, Reias. Dar am tăiat aproape de trasaj. Pa locuri, pa locuri am mai mult de decupat, însă după ce o să decupez, după ce îmi trasez pentru pini. Am aici ceva lamă de 4 mm și aceste două găuri sunt de 4 mm, asta e mai mare la 6, dar o să pun epoxy și tot de 4 mm o să-i pun pinul. Fac cu găurile și acum hai să montăm cu pini, apoi să îi trasez exact și aici și să mai facem câtva, că aici e mai lung. O să văd eu exact cum am dat. La o gaură am avut probleme că la mașina de găurit cu colonă am prins în menghină, însă aici au ieșit mai în afară și când am scos burghiu mi l-au scos un pic sosucit, dar vine rășina.
Am luat în mare, am o mă apuc la pile iară. Îmi da jos de pe lamă, preselele, și încep să le lucrez. Cam în principiu ăsta o să fie profilul. Palma mea e un pic mai mare decât... Hai să vedem ce iasă. Aici e aproape bine. Aici mai am un pic. Și să finisesc partea asta. Ne-am dat o formă generală. Vreau să le montez înapoi pe lamă, că de aici îs împotmolit. Și după aia, eventual, mai însemne sau încerc cât îs pe lamă să mai formez. De aici, posibil să mai filmez, că m-a trecut cei în mare cu praful, dar o să vedem cum se derulează. L-am montat pe lamă. Mai am de finisat suprafața și eventual mai am de corectat unele lucruri, dar mă gândesc să-i fac și niște forme să fie cât mai ergonomic în mână. Am început aici să îl iau mai mult oricum ca și restul să și poate vedea, dar e posibil ca să mai adâncesc încă. Se simte destul de bine în mână. Chiar ok să simte, dar parcă un pic. Și aici n-aș spune că podul palmei mai nu jenează, dar se simte că și aici ar trebui un pic făcut. După cum ziceam, mâna mea e mai mare decât a lui Andreas, care l-a făcut. Mi-ar fi plăcut, sau cum să zic eu, nu că mi-ar fi plăcut, că e foarte bun. Dar ca idee, când mai fac eu de reținut să fac mânerul mai lung, un pic nu să-mi stai așa în spate, în podul palmei. Să fie cu un centimetru mai lung, ar fi ideal. Și când mi l-a trimis, mi-a zis să-l mai bag la cuptor vreo 2 ore, la vreo 220 de grade, dacă nu mă înșel. Eu făcut el un ciclu de tratament, dar ar fi necesar și al doilea, ca să nu fie casant, să se rupă cumva. Apoi va trebui să-l ascut. Nu am nici... am ceva șlefuitor bandă normal, cam slăbuț. Nu am niciun dispozitiv de ghidaj. El văd că l-a făcut ori la pilă, ori are ceva dispozitiv de prindere. Că i-a făcut un destul de ok, destul de uniform. Nu știu cum se numește partea asta a tăișului. Americanii, englezii zic bevel. O să văd cum iasă. M-am apucat să finisez manual cu șmirghel suprafața lamei. E o muncă foarte minuțioasă. Exemplu ce am făcut, am mai văzut și eu pe alții. Am pus șmirghelul pe
Pe un lemn poți să pui sau am văzut pe pilă și îi dai. Cam asta e ideea. Vă mai țin la curent. Mai mult de atâta nu am răbdare să-l finisez. Și așa rămâne. Mă întorc să mai finisez la resale și apoi o să îl o să lipesc.